Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom învăța un cânte cu vasul. Și pentru aceasta avem nevoie de un vas de plastic. Doar de plastic, altfel, dacă pică jos, s-a dus. Eu am un vas de plastic mai vechi, de când erau copiii mei mici. Deci, să începem. Prima parte, trebuie să batem de două ori din palme. 1, 2, da? Asta este primul pas. 1, 2, următorul pas e 1, 2, 3. Următorul pas este 2, să prinde paharul și să mută. Atât. Da? Deci, încă o dată. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da? Asta este prima parte. Și ca să vedeți, un pic mai repede. Da? Asta este prima parte. Da? Partea secundă, partea a doua este un pic mai grea, un pic mai dificilă, dar cu un pic de practică se poate, da? Deci, partea a doua. Bine, batem o dată din palmă, se prinde paharul cu mâna un pic întoarsă, da? Așa, doar așa se prinde paharul. Se bate în palmă, de să se audă, da? Acel pornit. Pac. Se bate cu colțul în jos, da? Așa. Se prinde în mână, uite așa, se prinde în mână, să-l ții bine, bați, bați paharul, bați mână, bați paharul, da? Încă o dată. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Deci, eu o să vă fac un pic mai repede, da? Da? Deci asta cam așa vine, dar cu un pic de practică vă spun că e frumos. Deci, hai, încă o dată facem de la început, da? 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, da? Și să vedeți un exemplu. Iar acum o să vă cânt un pic în spaniolă. Da? Vă mulțumesc pentru atenție și sper să vă fie de folos. Adios!